Tu ai avea curajul să mănânci carne crescută în laborator? Mă numesc Ioana și în acest clip o să explic știința din spatele acestei idei și cât de SF este de fapt. Mai întâi, hai să abordăm un subiect dificil de digerat, în special pentru români, din cauza dietei noastre ultracarnivore. Producția de carne pentru consum, așa cum o știm astăzi, vine cu probleme și riscuri majore pentru umanitate. Mai exact, contribuind semnificativ la fenomenul încălzirii globale și sporind probabilitatea unei viitoare pandemii. În ceea ce privește primul aspect, poate vom detalia cu altă ocazie acest subiect, dar momentan putem spune că încălzirea globală este o problemă cât se poate de reală și serioasă, care poate duce la schimbări climatice devastatoare. Un simplu exemplu este acest grafic care ne arată cu cât s-a încălzit planeta comparativ cu media secolului 20. Cauza principală a încălzirii globale este reprezentată de emisiile de gaze cu efect de seră, care sunt produse într-o proporție copleșitoare de industriile umane. De obicei ne gândim la industria energetică, drept inamicul numărul 1, dar de fapt un sfert din emisiile de gaze la nivel global sunt cauzate de industria agriculturii. Iar mai mult de jumătate din această felie, deci 12% din toate emisiile din lume, sunt cauzate de creșterea animalelor pentru consum. Dacă ne uităm și mai cu atenție la cifre, vom vedea că vita și mielul sunt de departe cele mai poluatoare. Este clar, prin urmare, că reducerea consumului de carne, sau cel puțin de vită și miel, ar fi o strategie foarte puternică pentru a ne reduce emisiile de gaze la nivel global. Dar carnea este nesustenabilă și din alte puncte de vedere. În 2020, Națiunile Unite au publicat un raport extins detaliind pașii necesari pentru a preveni viitoare pandemii transmise prin animale. Dintre cele 7 motive identificate de ei ca fiind cele mai importante, cel puțin 3 dintre ele au de-a face cu industria creșterii animalelor. Condițiile supra-solicitante și uneori nesanitare în care sunt crescute animalele pentru consum duc la infecții care apoi sunt transmise consumatorilor. Iar utilizarea excesivă a antibioticilor în ferme nu este o soluție, pentru că asta conduce la rezistența la antibiotice în populație. Un alt subiect pe care îl putem detalia altă dată. Pe scurt, consumul de proteină animală începe să devină, în primul rând, nesustenabil din cauza contribuției la încălzirea globală și, în al doilea rând, riscant din cauza pericolelor pentru sănătatea publică. Atunci, de ce nu devenim mai mulți dintre noi vegani sau, cel puțin, vegetarieni? Răspunsul este unul înșelător de simplu. Nu putem sau nu vrem pentru că nu ne place. Consumatorii atașează conotații negative termenului vegan, care dă impresia restricționării opțiunilor și poate fi asociat cu ingrediente mai puțin apetisante. De asemenea, există argumentul că anumiți nutrienți, precum vitamina B12 sau chiar proteinele, pur și simplu nu se găsesc în cantități suficiente în produsele vegane, astfel încât consumatorii trebuie să depună mai mult efort pentru a-și planifica dieta zilnică. Totuși, motivul principal al neadoptării unei diete vegane sau vegetariene rămâne faptul că oamenii nu vor și nu pot să renunțe la carne, din cauza obișnuinței și a gustului. Atât de mult chiar încât cercetătorii au început să creeze carne sintetică. Conceptul de carne sintetică sau carne cultivată in vitro este același cu ingineria țesuturilor, o ramură a domeniului de bioinginerie. Posibil să fi auzit despre cercetători care creează țesuturi și organe în laborator pentru a înlocui transplanturile umane. Ideea pentru carne de consum este aceeași, dar de unde începem? Imaginați-vă că luați o mușcătură din cea mai bună friptură de vită pe care ați încercat-o vreodată. Ce o face atât de specială? O combinație de gust, textură, miros, aspect, toate acestea se îmbină pentru a declanșa o reacție pozitivă în creierul nostru. Este oare posibil să declanșăm aceeași reacție printr-un produs creat în laborator? S-ar părea că da. Și tot ceea ce trebuie să facem este să descompunem experiența mâncării unei fripturi în diferitele sale componente. Astfel ajungem la așa numiții 3 piloni ai ingineriei țesuturilor. Matricea extracelulară sau schelele, celulele și semnalele biochimice. Hai să le luăm la rând ca să înțelegem cum se produce carnea sintetică. Mai întâi ne putem gândi macroscopic la ce este o bucată de carne gătită. Un produs fizic format din fibre care individual sunt suficient de moi pentru a fi mâncate, dar împreună, aranjate în orientarea corectă, formează o rețea solidă. Aceasta este matricea extracelulară sau schelele. Acest pilon al ingineriei țesuturilor își are originea în știința materialelor. Practic, cercetătorii încearcă să creeze un nou material, o structură tridimensională, care să îndeplinească următoarele condiții. Să permită creșterea celulelor animale,
să fie comestibil și biocompatibil și, de ce nu, să simuleze textura cărnii adevărate. În general, o schelă extracelulară arată la nivel microscopic ca un burete, o materie solidă plină de găuri sau pori în care se pot așeza celulele animale. Porii pot fi aranjați fie aleatoriu, fie, de preferat pentru carne, într-o rețea de fibre. Dar din ce sunt făcute aceste fibre? În aplicații medicale, schelele extracelulare sunt de obicei făcute din polimeri sintetici, precum PLA sau PCL. Dar cum aceștia nu sunt comestibili, nu pot fi folosiți. Proteine naturale, precum colagenul sau laminina, pot fi transformate foarte ușor în matrici extracelulare, dar sunt aproape întotdeauna obținute din animale, ceea ce sfidează tocmai scopul reducerii consumului de animale. Ultima opțiune sunt materiale derivate din plante sau ciuperci. Celuloza și acidul alginic sunt două polizaharide găsite în pereții celulari ai plantelor. Aceste polizaharide pot fi transformate în fibre printr-o tehnică numită electrospinning. Alternativ, polizaharidele pot fi folosite ca material de printare 3D. Așadar, folosind știința materialelor, putem procesa plante și alge într-o formă cu structura și textura unei fripturi. Dar încă nu se poate numi carne pentru că ne lipsește proteina animală. Aceasta vine din celule, al doilea pilon al ingineriei țesuturilor. Ca să aflăm ce celule ne trebuie să facem carne sintetică, ne uităm la ce este de fapt carne. Anatomic, carnea este în general compusă din 90% fibră musculară și 10% țesut adipos și conjunctiv, plus niște vase de sânge. Deci, celulele predominante sunt cele musculare sau miocite, plus niște celule ajutătoare, numite adipocite și fibroblaste. Pentru a crește carnea în laborator, avem nevoie de celule cu capacitatea de a se multiplica rapid. De aceea, celulele stem sunt opțiunea cea mai bună. Într-un organism adult, majoritatea celulelor sunt celule somatice adulte, care se nasc, se multiplică de câteva ori, apoi mor. Dar în fiecare țesut și organ din corp, există celule stem adulte, multipotente, cu un caracter nespecializat. Adică, în loc să fie un neuron, un osteocit sau o celulă de grăsime, ele așteaptă ca pe banca de rezerve pentru a fi recrutate să se transforme în aproape orice tip de celulă are nevoie corpul în acel moment. Un exemplu relevant în acest caz sunt celulele stelate, care stau bine mersi în mușchi și așteaptă momentul în care se pot maturiza în celule musculare. Alte celule stem importante sunt cele mezenchimale, care se găsesc în oase și mușchi și se pot transforma în acele celule ajutătoare pe care le-am menționat anterior. Deci, celulele stelate devin celule musculare, iar celulele mezenchimale devin fibroblaste. Aceste celule stem pot fi extrase foarte ușor din orice animal, fie vacă, porc sau oaie, printr-o simplă biopsie musculară care nu necesită sacrificarea animalului. Deci, am obținut celulele și începem să le creștem în laborator pentru a se multiplica pe scară largă. Iar asta are loc de obicei într-un bioreactor. Practic, un vas uriaș unde celulele sunt hrănite, menținute în condiții sterile și, în final, transformate sau, ca să folosim termenul corect, diferențiate în celule mature, fie musculare sau fibroblaste. După care, le colectăm și le așezăm în matricea noastră extracelulară. Așadar, am obținut o formă comestibilă, modelată din celuloză și asezonată cu proteină animală. Dar a mai rămas totuși ceva, poate chiar mai important decât structura și proteina. Aroma de carne. Acest aspect intră sub umbrela celui de-al treilea pilon, semnalele biochimice. Dar înainte să apucăm să ne gândim la cum recreăm aroma de carne, a mai rămas un hop de sărit. În timp ce celulele cresc în laborator și chiar și în matricea extracelulară, ele au nevoie de nutrienți. Ingredientul principal folosit în toată lumea în domeniul de cercetare biomedicală pentru a crește celule este ceva numit serumul bovin. Obținut prin sacrificarea fătului, serumul bovin conține cocktailul perfect de factori de creștere și proteine care ajută celulele să crească. Așadar, ne confruntăm iarăși cu un paradox, unde avem nevoie de un produs derivat din animale pentru a reduce consumul de animale. Cele mai noi proiecte de cercetare în domeniul cărnii in vitro se axează tocmai pe crearea unui serum sintetic. Bineînțeles, în final revenim la ideea că încercăm să facem un produs pentru consumatorii care nu pot renunța la gustul de carne. În primul rând, din punct de vedere nutritiv, aminoacizi și vitamine trebuie introduse în produsul final pentru a fi un bun înlocuitor pentru carne. Iar în al doilea și aproape la fel de important rând,
trebuie să simulăm proprietățile organoleptice ale cărnii, adică tot ce ține de miros și gust. De aceea există foarte mulți cercetători, în special în domeniul chimiei, care creează compuși sintetici adăugați în carnea in vitro, care să mulțumească simțurile. Deci, am discutat despre cei trei piloni ai ingineriei țesuturilor. Ce ne spune știința? Se poate sau nu să recreăm în laborator bucata perfectă de carne? Da, posibil, cu anumite precizări. Știința de bază este bine stabilită, dar au mai rămas câteva obstacole și detalii de rafinat. Apoi, chiar dacă reușim să creăm carnea perfectă in vitro, cât de aproape de realitate este ideea de a mânca o friptură sintetică în restaurant? Primul exemplu de carne in vitro a fost dezvăluit în 2013 de către Mark Post, un cercetător de la Universitatea din Maastricht, din Olanda. El a creat un hamburger de vită, iar acum, 10 ani mai târziu, deține una dintre cele mai mari companii din domeniu, Moussa Meat. Multe alte companii în acest domeniu, valuate la sute de milioane de dolari, există în prezent, în special în Europa, America și Asia. Ei încearcă să recreeze nu doar hamburgerii de vită, ci și nuggeții de pui, friptura de rață și cam orice alt tip de carne pe care vi-l puteți imagina. Există însă un salt uriaș de la laborator până în mâinile sau, mai precis, gurile consumatorilor. Decembrie 2020 este momentul când Singapore devine prima țară din lume care să aprobe carne in vitro. Momentul a fost inaugurat de către compania Eat Just, care produce nuggets sintetici de pui. După o intrare destul de lentă pe piață, 3 ani mai târziu, carnea in vitro devine mai ușor accesibilă în Singapore. Un reporter BBC scrie în iunie 2023 că a plătit 11 lire sterline, sau cam 60 de lei, pentru o porție de paste cu pui sintetic. El scrie că puiul avea același gust precum carnea adevărată, dar puțin mai procesat, ca puiul pe care îl mănânci la fast food. În 2022 și 2023, Statele Unite au progresat în domeniul cărnii in vitro. Ei au aprobat pentru comercializare două companii, Upside Foods și Good Meat. Câteva restaurante gourmet au introdus temporar în meniu puiul lor sintetic, dar încă nu este accesibil publicului larg. Cel mai mare obstacol rămâne scalabilitatea, adică capacitatea de a produce și a comercializa o cantitate mare a produsului oferit. În Europa, lucrurile stau puțin mai complicat. În vara acestui an, Marea Britanie a devenit prima țară de pe continent care să aprobe carnea in vitro, dar momentan doar pentru animale, adică sub formă de mâncare pentru câini și pisici. Subiectul cărnii in vitro începe să fie discutat și în Uniunea Europeană, dar cu rezultate mixte. Programul de finanțare Horizon Europe susține mai multe proiecte de cercetare în carnea in vitro. Dar totuși, în martie 2023, guvernul italian a aprobat un proiect de lege care interzice producția și comercializarea alimentelor sintetice, cu scopul de a proteja patrimoniul agroalimentar. Unii oameni de știință italieni au protestat decizia, asemănând-o cu interdicția către agricultura modificată genetic de la începutul secolului 21. Cu cât știința evoluează din ce în ce mai mult spre producția cărnii în laborator, s-ar putea să vedem dezbateri intensificându-se pe acest subiect în spațiul public. Ca să recapitulăm, carnea produsă și crescută în laborator are potențialul de a fi o alternativă cât se poate de reală pentru carnea de consum. Cele mai recente estimări sugerează că emisiile de gaze produse de carnea in vitro ar fi cu 90% mai reduse decât carnea convențională, o îmbunătățire considerabilă, având în vedere contribuția globală a industriei de carne. În ciuda urgenței cu care umanitatea ar trebui să acționeze când vine vorba de alternative sustenabile, probabil că va mai dura ceva timp până când știința ne poate da soluția perfectă și acceptată de legislatori și consumatori. Sper că ați învățat ceva nou din acest clip și vă invit să citiți mai multe în sursele menționate în descriere. Scrieți-mi în comentarii ce părere aveți despre carne in vitro și dacă ați fi curioși să o încercați. De asemenea, vă invit să-mi scrieți ce alte subiecte de bioinginerie și știință ați vrea să vedeți în clipurile următoare. Și nu uitați să dați like, subscribe și să distribuiți clipul dacă vi s-a părut interesant. Pa!